Valoarea medie a beneficiilor obținute în cadrul negocierilor intermediate de Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar a crescut cu aproape 40%. Anul trecut, beneficiile totale rezultate din negocierile consumatori-bănci au depășit 1,3 milioane de euro, fiind cele mai mari din cei 5 de ani de activitate. Numărul cererilor soluționate amiabil în 2020 a înregistrat o creștere cu 32% față de anul anterior. Procentul cererilor clasate din total a scăzut la 28% în anul 2020. Multe cereri au fost clasate din motive obiective. Astfel, 435 de cereri au fost respinse de bănci pentru că se refereau la radierea din biroul de credit, erau solicitări referitoare la creditele de tip prima casă, prima de stat, creanțe cesionate, adică se refereau la situații pentru care există legislații speciale. În cazul a 260 de cereri clasate de bănci, motivele de respingere invocate sunt nejustificate. În 2020, consumatorii au trimis către IFN-uri 576 de cereri. Doar 22 de cereri s-au transformat în dosare. Alte 63 de cereri au fost soluționate amiabil.